Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit la dezbaterea pe care Casa Corpului Didactic o găzduiește în seara asta și care se numește Alegeri în pandemie. O dezbatere cu un panel, spun eu, mai mult decât ofertant și interesant și o dezbatere care sperăm să fie ca toate cele de până acum una adevărată, vie, problematizantă, ca să spun așa, și care să vă țină pe mai departe interesați. Întâlnirea noastră are loc în cadrul proiectului Votez, care este un proiect al Casei Corpului Didactic din Galați și am să amintesc foarte rapid partenerii noștri, Consiliul Național al Elevilor, bună ziua, Consiliul Național al Elevilor, Inspectoratul Școlar Județean Galați, proiectul Merito, Universitatea Dunărea de Jos și firma Synergetic. Sper să nu fi uitat pe nimeni din toată lista asta de prieteni, care chiar prietenile sunt și ne-au fost. Și pentru că în seara asta vom avea o limită de timp clară, trebuie să terminăm înainte de ora 20. Spun asta pentru cei care știu că am reușit uneori să ne întindem și peste 3 ore, nu, Ioana, la anumite discuții. Seara asta nu vom putea, deși ne-am întâlnit. O să am rugămintea să închideți microfoanele, da? Până... Ok. Bun, revenim la ceea ce spuneam. Întâlnirea din seara asta își propune să fie o discuție liberă despre vot și despre problemele pe care votul și, mă rog, alte forme de implicare civică le ridică în perioada și în momentul pe care îl traversăm. Nu putem să ne prefacem că nu se întâmplă nimic în jurul nostru, că e un an normal și că lucrurile sunt, poate, nu știu, doar puțin mai rele. Nu, lucrurile sunt cum sunt, fără precedent pentru mulți dintre noi, iar asta ridică foarte multe probleme. Foarte rapid am să prezint invitații pe care îi avem în seara asta, într-o ordine absolut aleatorie și așa cum îmi vin în fața ochilor și în memorie, Ioana Cărtărescu, care este sociolog și un mai vechi prieten al proiectului nostru. Ioana ne-a ajutat foarte mult și mulțumim pentru asta. Constantin Vică, lector la Facultatea de Filozofie a Universității București. Doamna Mihaela Merchez, care este medic, epidemiolog și asistent universitar la UMF Iași. Florinela Iosif, care este jurnalist la Școala Nouă și ultimul, dar evident nu cel din urmă, Rareș Voicu, care este președintele Consiliului Național al Elevilor. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am să dau foarte rapid cuvântul Doina pentru a spune două, trei vorbe de întâmpinare invitațiilor. Eu vreau să vă mulțumesc frumos că sunteți alături de noi și sper și știu sigur că va fi o seară la fel de minunată ca cea de la dezbaterea trecută, când au fost elevii cu noi, și de aceea sunt nerăbdătoare să începem. Și vă mulțumesc frumos! Elevi sunt și acum cu noi, să știi, și le mulțumesc că sunt aici în fond și la urma urmei lor li se adresează în primul rând proiectul acesta. Când Doina spune că am avut o întâlnire minunată, să nu vă imaginați că toată lumea a fost de acord cu toată lumea, din potrivă, ne-am păruit așa, virtual un pic. Tocmai de aceea a fost minunat. Da, da, da. După cum știți, profesorii au întotdeauna o doză de sadism, deci ne-am păruit, de aceea a fost minunat. Prin urmare, sperăm să vedem aceleași lucruri și azi. Am să încep cu o întrebare. Cam ăsta va fi formatul întâlnirii noastre de astăzi. Vom parcurge un set de întrebări la care invitații vor răspunde și în funcție de cum am să le adresez eu întrebările, dar și în funcție de felul în care ei simt nevoia să intervină. Încă o dată vă rog mult, închideți microfoanele până găsesc eu opțiunea de închis microfonul participanților.
Bun, revenim la ce spuneam. Deci vor fi întrebări pe care le vom adresa, le voi adresa invitaților. Ei vor putea interveni și în funcție de ce întreb eu, dar și în funcție de felul în care simt nevoia să intervină. Și la final vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri care vor veni dinspre public. Vă rog foarte mult pe cei care ne urmăriți să ne adresați întrebări fie în fereastra de chat a evenimentului, fie pe pagina Casei Corpului Didactic, unde suntem în transmisie live. O primă întrebare și un tur aș propune eu. Poate să înceapă Ioana, după aceea fiecare dintre voi e liber să intervină. Întrebarea mea ar fi în felul următor. Dacă ați fi profesor, în momentul ăsta v-ați îndemna elevii să meargă la vot pe 6 decembrie și indiferent ce răspuns mi-ați da, să vă rog frumos să-l și argumentați un piculeț pe scurt. Dacă aș fi profesor, cu ce atitudine aș îndemna elevii să meargă la vot în general și întotdeauna? Votul este extraordinar de important și poate că anul acesta este chiar mai important, pentru că trebuie să aibă și ei un cuvânt de spus în felul în care se gestionează pandemia, în răspunsul pe care îl au autoritățile publice și așa mai departe. Însă, la fel de important, i-aș îndruma să-și ia toate măsurile de siguranță pentru lucrul acesta. Depinde de fiecare dintre noi să ne protejăm în momentul în care mergem la vot și să-i protejăm și pe cei din jurul nostru, pe cei vulnerabili, pe cei sensibili, în vârstă, bolnavi și așa mai departe, dar și pe noi cei tineri, pentru că nimeni nu este complet la adăpost de coronavirus. Uneori celor tineri ne place să ne considerăm nemuritori, să credem că fiind tineri suntem mai protejați de virusul acesta, ceea ce ne face cumva invulnerabili. Nu suntem invulnerabili, poate să ne se întâmple oricăruia dintre noi să facem o formă gravă a bolii, dar pe lângă aceasta putem să ne punem în pericol rudele, putem să ne punem în pericol părinții, bunicii și pe alți oameni din jurul nostru cu care intrăm în contact. De asta este absolut responsabil să ne luăm toate măsurile necesare de protecție. Acestea fiind spuse, eu i-aș îndemna pe toți să meargă la vot, pentru că numai de noi depinde să ne putem proteja și în continuare la nivel de stat, nu doar la nivel individual. Protecția individuală o putem asigura. De cea de stat depind organele abilitate să facă lucrurile acestea. Iar în momentul în care votăm la legile parlamentare, numim practic niște oameni care să ne reprezinte. Niște oameni care să aleagă în numele nostru, care să dezvolte și să implementeze niște politici de sănătate publică responsabile și adecvate. Și de aceea cred că este important să spunem lumii cum credem noi că ar trebui gestionate aceste lucruri, dând încrederea noastră oamenilor cei mai potriviți pentru sarcina asta. Bineînțeles că în momentul în care votăm, nu putem să comunicăm direct ceea ce ne dorim și asta nu se înțelege întotdeauna. De exemplu, sunt mulți oameni care sunt supărați atunci când nu se iau deciziile pe care și le doresc ei. Spun, eu am votat pentru un anumit parlamentar sau pentru un anumit, o anumită formațiune sau așa mai departe și ne așteptăm ca acea persoană să facă exact ce ne-am dorit noi să facă. Nu se poate. Ei sunt reprezentanții noștri, ceea ce înseamnă că trebuie să reprezinte un număr foarte mare de oameni diferiți, care au oarecare interese comune. Trebuie să ia însă decizia responsabilă și decizia cea mai bună pentru noi toți cei pe care îi reprezintă, nu doar pentru cei care i-au votat individual. De aceea trebuie să fim puțin înțelegători și să dăm încrederea unor oameni despre care știm anumite lucruri, să ne informăm cu privire la formațiunile pe care le votăm. Să vedem cine sunt oamenii aceia propuși pe liste, ce își doresc ei să facă, cum vor să abordeze lucrurile, ce politici își doresc să implementeze și să alegem cumva în cunoștință de cauză. Mulțumesc mult, Ioana. Cine ar vrea să continue și să răspundă la aceeași întrebare, eventual cu alte argumente sau argumente contrare? Da. Da. Te ascultăm. Mă gândeam că exact step by step, cumva, cum ar fi mers discuția asta în sala de clasă dacă aș fost profesor. Și cred că, în primul rând, aș fi pornit o dezbatere despre cât de etică este organizarea într-un context de pandemie. Adică,
suntem cumva puși față în față cu două crize. Pe de o parte avem o criză sanitară pe care o cunoaștem cu toții și care e trâmbițată și răstrâmbițată și știm foarte bine ce riscuri presupune și ce trebuie să facem ca să nu fim vulnerabili în fața ei. Dar pe de altă parte ne aflăm și în fața unei crize democratice, cred eu, în sensul în care vedem că pur și simplu dacă e să ne uităm la bazele democrației, vedem că se încheie un mandat se încheie mandatul Parlamentului și trebuie să facem cumva diferența sau să facem o analiză de riscuri, poate. Ce ar fi mai important? Să avem un nou Parlament la termen? Sau, încercam să găsesc cuvintele. La termen sau să fim protejați în fața virusului? Cred că asta aș pune și o dezbatere în sala de clasă. Dar îndrumarea mea sau îndemnul, mai bine spus, pentru elevi întotdeauna a fost să iasă la vot, indiferent de nivelul la care are loc votul respectiv, că e la locale, că e la prezidențiale, că e în Consiliul Școlar al Elevilor. Adică cred că sunt de acord cu ce spunea Ioana, că dacă luăm toate măsurile de precauție posibile și ieșim la vot în mod responsabil, cred că votul ar trebui priorizat în acest context. Dar mi-ar plăcea mie ca profesor, de asta pun în discuția, să facem cumva paralela asta în sala de clasă între cele două tipuri de criză prin care trecem acum, din o, cea sanitară și cea democratică. Adică să vedem cumva unde ne poziționăm, dacă noi considerăm că ar trebui ca acest mandat să fie reînnoit pentru că vrem ca o nouă echipă sau, mă rog, o nouă conducere să ne conducă în această, nu știu ce să ne conducă, e redundant, dar o nouă conducere să ne să faciliteze adoptarea unor măsuri în această, în perioada următoare, ținând cont de faptul că la începutul pandemiei n-am avut de ales cine avea să ne conducă. Deci cred că sunt mai multe considerente de avut în vedere, dar îndemnul meu, așa, la nivel general, este să iasă la vot. Acum, evident, vorbim și despre câteva particularități ale acestui îndemn. Însă cred că dezbaterea poate în contextul ăsta e un pic mai importantă decât concluzia la care ajung ei. Elevii mei, că de la asta primisem. Da, eu aș fi tentat în momentul ăsta să te întreb, și chiar o să te întreb, dar probabil o să revin după aceea cu răspunsul, după ce epuizăm întrebarea, de ce consider că avem o criză democratică? Adică, bun, aș putea înțelege că e un moment greu pentru țară și că poate guvernanții noștri nu se descurcă strălucit în momentul ăsta, dar eu când aud despre criză democratică mă gândesc la un blocaj al mecanismelor democratice sau mai exact la ce te referi. Da, cumva priveam situația în ansamblu, în sensul în care vedem un guvern, nu vreau din start să spun că nu mă uit în nicio fel la culoarea politică, ci pur și simplu la configurația guvernului și la configurația Parlamentului în momentul de față. Vedem un guvern care vine din opoziție, din nou, indiferent de culoarea pe care o are opoziția, și vedem un guvern de opoziție care a guvernat în ultimele 8-9 luni. Și mă gândesc acum, ținem cont de faptul că ne apropiem, în primul rând, de final de mandat parlamentar și Parlamentul își încheie mandatul și automat prin transfer și încrederea pe care o acordat-o guvernului ar expira, dacă mă pot exprima așa. Și cred că ne aflăm într-un punct de turnură, mai ales în contextul în care am simțit în ultima perioadă, în ultimele luni mai exact, o nevoie acută de leadership în toate punctele de vedere, în toate domeniile. Și cred că nevoia asta de leadership e generalizată la nivelul întregii societăți și cred că dacă nu, oamenii nu vor avea oportunitatea să aleagă și să-și exprime opțiunea pentru noul Parlament, ne vom întâlni cu o criză democratică. Asta e evident, vorbim despre una dintre opțiuni. Ideea de la care pornisem și de ce folosim termenul de criză democratică era cumva pentru a face o paralelă între cele două, între actuala criză sanitară și o potențială criză democratică, pentru a stârni acea dezbatere. Asta e perspectiva mea, adică dacă e să mergem până la limitele constituționale, vedem că este permisă prolungirea mandatului cu, nu mai știu cât era în Constituție, dacă erau 2 sau 3 luni, nu vreau să împrăștii știri false sau informații care nu sunt factuale, da, dar adică vorbim despre punctual, despre contextul sociopolitic la nivel național la momentul actual, ci despre modul în care ar impacta el pe termen lung
societatea dacă nu s-ar face alegeri acum sau dacă s-ar face alegeri acum, că asta este, ăsta e rolul dezbaterii de fapt. Mulțumesc mult. Constantin vrea să intervină. Mulțumesc mult, Doru. Acum eu o să încerc să fiu în poziție opusă. Și o să spun că eu nu o să-mi încurajez studenții să la vot, nici nu o să-i descurajez să iasă la vot, pur și simplu o să-i încurajez să aibă o reflecție mai puternică asupra a ce înseamnă democrație astăzi și cât de funcțională sau nefuncțională este democrația reprezentativă. Și în urma deliberării pe care o să o poarte fiecare dintre ei, sau individual sau în grup, vor ajunge la concluzia să iasă sau să nu iasă la vot. Într-un anumit sens, sunt de acord cu Rareș că e o criză a democrației, dar nu se leagă de neapărat de legitimitatea actualei legislaturi, ci relației de coabitare între o anumită legislatură și un anume guvern, dar cred că criza este mai mare exact de partea a doua care s-a dus în discuție, legată de leadership. În momentul în care discutăm prea mult în termen de leadership, s-ar putea să punem în pericol chiar democrația. Pentru că cel mai ușor o democrație devine tiranie când se găsește liderul sau când se găsesc acei lideri emblematici care te pot mobiliza și pe care să-i îmbrățișezi și să zici în sfârșit a venit salvarea. Deci granița e destul de fină între leadership și mesianismul care se așteaptă uneori în mod populist, inclusiv de către noi de electorat în politică. Deci nu i-aș încuraja, nici nu i-aș descuraja să iasă la vot, dar i-aș încuraja să reflecteze cam cum ar trebui să arate acea democrație care să fie cât mai inclusivă, să fie și eficace în același timp și să nu mai delege atât de mult autoritatea, pentru că într-o perioadă de criză medicală, sanitară, de pandemie, cum suntem acum, tentația cea mai mare este să punem în brațele autorității așteptările noastre, răspunsurile și cel mult să ne enervăm prin acest act al votului sau să nu ne enervăm, să ne bucurăm. De aceea nici nu i-aș încuraja, nici nu i-aș descuraja, dar i-aș ruga să se gândească un pic dacă așa cum funcționează democrația la noi astăzi și în Europa în general, democrațiile liberale reprezentative, mai pot acoperi complexitatea vieții sociale în care ne aflăm și pe care o trăim. Cam ăsta e răspunsul meu. Încerc să mă poziționez un pic altfel față de cei care au vorbit înainte, doar de dragul dezbaterii. Mulțumesc, Constantin. Mi-e și teamă să mă gândesc ce ai face dacă elevii tăi ar ajunge la concluzia că, sau studenții tăi ar ajunge la concluzia că nu mai poate democrația reprezentativă să facă față complexității lumii în care trăim și cam ce variante de lucru am avea în momentul acela. Să zicem precum Heidegger, ca să vorbim așa între noi, ca între noi filozofii, nu? Că numai un Dumnezeu ne mai poate salva, sper să nu fim totuși atât de aproape de concluzia aia. Nu, eu cred că studenții mei o să ne facă și mai grav, adică o să înceapă să gândească tot felul de modele participative și aha, la finalul zilei să spunem nu, mulțumim mult, lăsați reprezentativ, mai bine voi delega prin vot pe cineva să facă asta, că dacă mă iau după gândurile și ideile voastre, s-ar putea să ajungem cu toții mai ocupați decât cetățeanul grec sau cei care au trecut prin experiența democrațiilor directe. Și până la urmă, o democrație trebuie să aibă o zonă de directețe. Nu știu cât de mult, tocmai de-aia acum cred că ar fi un moment să dezbatem, dacă nu cumva e posibil, chiar un sistem hibrid. Poate nu ca în Elveția, dar destul de apropiat, în care unele decizii să se ia prin agregarea opțiunilor, opiniilor, preferințelor întregii populații, dacă se poate, și altele reprezentative. Eu cred că spre aia vom merge încet, încet. Eu mă bucur că la filozofie voi sunteți optimiști și aveți încredere în deciziile studenților de acolo. Eu am avut niște experiențe destul de neplăcute cu studenții de la sociologie, la un seminar de sociologie politică, unde am constatat că foarte mulți au ales dictatura când s-a vorbit despre asemenea modele. Au fost seduși destul de mult de modelul unui lider providențial care să decidă asupra tot, să nu mai aibă nevoie de niciun fel de parlament, de niciun mecanism de control și așa mai departe. Și asta mi se pare din nou periculos în dezbaterile astea.
putem cădea ușor în momente de criză, în latura cealaltă, în care dacă punem în discuție democrația reprezentativă, ajungem la soluția unui strongman. Da, da, plecam totuși de la presupoziția că studenții mei au citit, nu știu, măcar Lucidide, dar da, s-ar putea să fie o presupoziție dură. Da, riscul ăsta este, într-un moment de criză, să vii cu o schimbare radicală. Calea cea mai simplă ar fi să găsim acel lider carismatic care să rezolve toate lucrurile. Dar, pe de altă parte, într-o societate în care oamenii probabil vor avea din ce în ce mai puțin de muncă și se va merge spre, nu știu, să zicem, un UBI, un venit universal de bază, atunci devine chiar nu plăcut, dar necesar să facem politică, pentru că rămâne prea mult timp pe care nu avem unde să-l alocăm. Deci mai degrabă ar trebui să vedem contextual trecerea de la democrație reprezentativă la o democrație directă, ce mai presupune, că nu presupune doar voința unor oameni sau o anumită cunoaștere sau depășirea ignoranței raționale și așa mai departe, ci chiar foarte mult timp. Adică dacă ne întoarcem la modelul ăla, nu putem să-l facem doar pe jumătate. Și ne întoarcem la model, e un pic impropriu, pentru că nu au existat astfel de democrații, ci nici aia grecească, să recunoaștem, n-a rezistat foarte mult. Adică, până la urmă, niște tirani, niște dictatori au reușit să o rezolve. Dar asta este cumva farmecul și pericolul democrației, aici stau. Aici e farmaconul democrației, ca să răspund un pic așa ca pe vremea lui Heidegger. Ok. Andreea Rodanu, voie să întreb ceva. Andreea este elevă, dacă vrei să întrebi. Da, bună seara! Da, eu voiam să zic în felul următor, că practic domnul pe care am citit acum, domnul Constantin, așa, practic nu s-a opus de ea, adică mie mi s-a părut că nu a fost deloc în opoziție, pentru că încurajând omul la reflexie, omul, studentul, elevul, în fine, nu contează ce este, practic gândindu-se, ar ajunge, cum ajung mulți, la concluzia că, băi, parcă aș vrea o schimbare. Și schimbarea, practic, l-ar obliga să se ducă la vot, adică nu a fost în opoziție absolut deloc, doar orice, a formulat în alt mod. Și ce aș încuraja toți elevii. Da, ce aș încuraja toți elevii și toate persoanele tinere, de vârsta mea, chiar de vârsta mai înaintată, este să se gândească că votul e foarte asemănător cu niște drepturi care mi s-au dat nouă, de exemplu, dreptul de a plânge când suntem supărați. Să te abții să plângi când ești supărat doar pentru faptul că, măi, dar eu nu vreau să plâng, cu ce mă ajută dacă... E exact situație, ca și cum mai spune... Dar de ce să votez? Cu ce mă ajută? Că oricum votul meu nu contează. E cam aceeași chestie. E un drept. Dacă înțeleg eu bine, Andreea... Nu considerăm că ne ajută așa de mult. Sau poate că votul nostru nu face o schimbare, dar de fapt face o schimbare. Dacă înțeleg eu bine ce spui, Andreea, tu spui că, de fapt, orice ființă rațională din univers ar ajunge la concluzia că trebuie să voteze. Și că dacă încurajăm pe... elev să se gândească la asta, n-ar putea ajunge decât la concluzia asta, nu? Cam așa înțeleg eu. Da. Adică, practic, tot o încurajare este, dar este o încurajare mai subtilă. Le dai oarecum impresia că dacă nu știu să explic mai mult. Am înțeles. De obicei, când să spun, doctorii în filozofie vorbesc, doctorii în medicină se uită mai sever așa, doamna doctor, nu știu, probabil că e problema mea asta, pentru că întotdeauna mi s-a părut că medicii se uită sever la mine așa și îngrijorați. Ce părere aveți despre asta? Mai întâi, bună seara și mă bucur că v-am cunoscut. Eu n-am mai participat la astfel de dezbateri. Inițial nici nu prea mi-am găsit locul, rostul, pentru că, da, toată lumea văd că e de acord că avem o criză sanitară, toată lumea este de acord că votul trebuie exercitat și eu sunt de acord. Deci nu consider că
această situație prin care trecem și pe care, da, o numim criză sanitară, dar pe care aș vrea să o luăm ca pe o provocare, ca pe un, nu știu, eu cel puțin așa le spun studenților mei. Pentru că, da, toată lumea spune, voi doctorii veniți cu vești proaste, veniți cu cifre, veniți cu decese, veniți cu indicatori nefavorabili și așa mai departe. Da, dar haideți să luăm asta ca pe provocare și ca pe o responsabilitate a tuturor. Iar din punctul meu de vedere, tânărul, elevul care a împlinit 18 ani, studentul cu drept de vot, care alege să meargă la vot, mie mi se pare că își asumă deja o responsabilitate. Deci el merge, în primul rând, pentru că vrea să-și exercite dreptul de vot, da? Dar își asumă un risc, dar e atât de responsabil încât știe să minimizeze acel risc atât de tare încât să nu se întâmple absolut nimic, nici lui, nici celorlalți. Da, este o responsabilitate. Eu așa consider. Da, vă ascult. Ție îți dădeam oricum cuvântul, Florina. Așa, să mă bag și eu în seamă. Bună seara! Bună seara! Stați că... Da. Eu o să vorbesc despre experiența pe care am avut-o pe teren ca jurnalistă și acum 2 ani, apropo de ce a întrebat Doru, am fost într-un liceu din județul Ilfov în care rata de promovare la bacalaureat a fost zero. Și cred că dacă aș fi profesoară acolo, cu siguranță nu i-aș întreba pe elevii, sau mă rog, nu i-aș îndemna să meargă la vot, sau, dar nici să nu meargă, așa cum spunea și Vică, sunt perfect de acord cu el, ci mai degrabă aș prefera să am o discuție cu ei în care ei să reflecte asupra vieții lor, adică de ce au ajuns în punctul în care au șanse minime să ia bacalaureatul. Înseamnă că sistemul a eșuat undeva, ori chiar dacă partidele nu pot să satisfacă toate nevoile cetățenilor, totuși educația este unul dintre domeniile cu care toți se laudă și vai, sunt așa foarte, cum să zic eu, foarte determinați, discursiv cel puțin, că vor să schimbe lucrurile, că vor să investească, că vor să facă o reformă. Așadar, i-aș întreba în ce măsură sunt mulțumiți de sistemul educațional, ce perspective au și cum arată viața lor, adică părinților, ce bani câștigă, cum arată comunitatea lor, este asfalt pe strada lor, că e și asta o problemă, că pe de altă parte, nu știu, dacă aș fi, de exemplu, profesor la un colegiu de elită, nici acolo nu i-aș îndemna să meargă sau nu la vot, dar cred că acolo poate situația ar diferi, în sensul în care poate acei elevi ar fi mai mulțumiți de viețile lor și poate că totuși sunt îndreptățiți să aibă mai multe speranțe, dar sincer, dacă te duci într-o comunitate defavorizată și te prezinți cu acest discurs că lucrurile se pot schimba, nu știu cât feedback pozitiv vei primi și cred că, pe de o parte, lipsa lor de așteptări a tinerilor este îndreptățită. Adică, nu știu de voi, dar eu, de exemplu, locuiesc în Colentina și mai au tramvaiul 21, de exemplu, și văd tineri care ascultă ABI. Nu știu dacă ați auzit de... Așa, este un tânăr, în fine, care este în trending pe YouTube. Am și... auzit de la băiatul meu, da. Da. Care a auzit de la colegi. Are niște versuri care se bazează pe faptul că în viață reușești dacă ești șmecher, dacă ești barosan, adică cumva să ne uităm dacă nu cumva în aceste comunități dezavantajate nu mai există încrederea în autorități, ci mai degrabă în modelul ăsta de te descurci. Camelia Nenu ar vrea să pună o întrebare. Camelia este profesoară de istorie. Camelia, te ascultă. Eu nu te aud. Nu știu ce e doar. Nu. Nu te auzim. Îmi pare rău, Camelia, nu te auzim. O să te rog să vezi ce e cu microfonul sau să adresezi întrebarea în scris.
până la, mulțumesc pentru intervenție și aș vrea să spun că și eu am aceeași impresie. Impresia că, de fapt, și nu știu dacă numai în comunitățile defavorizate sau în zonele sărace apare sentimentul ăsta de neputință și că nimic de fapt nu poate fi schimbat jucând după reguli, fie ele și democratice. Eu am avut sentimentul ăsta și la case mai mari și mai bune, ca să spunem așa. Și asta m-ar duce cumva spre, hai să spunem, o a doua întrebare din discuția din seara asta. Și anume, ce am putea face oare ca să, nu știu, modificăm percepția asta? Pentru că, în mod clar, numai discursurile, numai, știu eu, întâlnirile reflexive și așa mai departe, nu par să fie suficiente. Sentimentul meu e că e nevoie de ceva mai mult decât atât și ar fi interesant să ne dăm seama ce ar fi acest ceva. Și aș începe cu Rareș, pentru că el e, hai să zicem, de partea aceea a fileului și a clasei și i-aș cere o părere cu privire la povestea asta. Da, mulțumesc tare, tare mult. Chiar doream să interviu dacă nu mai fi numit, deci a fost gând la gând cu bucurie. Seream așa și mă gândeam că înainte de a mă implica în Consiliul, înainte de a intra cumva în acest proces decizional, de a mă implica activ în procesul de luare a deciziilor, aveam cumva aceeași perspectivă. Adică venisem proaspăt din gimnaziu, mă uitam în jurul meu, vedeam că nimic aproape nu merge bine în liceul meu sau nimic nu merge așa cum aș vrea eu să meargă. Dar eram cumva așa, adică apatic, în sensul în care vedeam că lucrurile nu merg bine, vedeam că lucrurile nu arată așa cum ar vrea să arate, dar nu știam de unde să apuc, nu știam în ce direcție să meargă, nu știam ce ar trebui să fac eu. Și cred că, la momentul de față, democrația, așa cum o știm cu toții, este inaccesibilă pentru tineri. Nu este inviting pentru tineri, nu este, nu știu cum să spun, mai pe românește, ca să mă folosesc un termen foarte colocvial. Da, nu este sexy pentru tine, dacă eu sunt foarte colocvial, democrația la momentul de față. Ori după ce am început să mă implic și după ce am intrat în mișcarea de reprezentare a elevilor, am învățat, de fapt, adică acum privind problemele din sistem, încep să fac cumva legături și să găsesc soluții și din poziția în care mă aflu pot merge către decidenți sau alături de colegii mei să propunem aceste măsuri. Și unele sunt și adoptate. Adică ce cred că e foarte important este pentru ca tine să poată să vadă de fapt că lucrurile pot să meargă mai bine, e important ca ei să fie implicați în schimbare. Și aici vorbim despre implicarea în luarea deciziilor, dar și despre un subiect super tabu, pentru că e stigmatizat, și anume implicarea în politică. Mie mi se pare foarte important ca tinerii să se implice în politică. Pentru că, indiferent de partidul pe care îl aleg, de ce organizație aleg să fie alături, mi se pare foarte important să fie acolo, să o facă în mod conștient și să exprime, de fapt, ceea ce gândesc și ceea ce văd în jurul lor. Adică nu putem vorbi despre o politică injectată în mod artificial cu tineri. Nu putem aduce așa de nicăieri hoarde de tineri să întinerim politica. Tinerii trebuie să vină înspre politică, trebuie să fie un proces organic și asta putem face doar atunci când cei care se află, majoritatea, că nu sunt toți, în poziții de putere, nu vor mai avea o atitudine patronantă față de tineri. Asta e o metodă de care e foarte posibil să scăpăm destul de greu. Dar cred că asta e primul pas. Înțelegem că nu sunt tinerii, nu sunt nici paria societății, nu sunt nici aia mai mici și mai proști care o să înțeleagă ei cândva, dar lasă-ne că acum facem noi, că e treaba noastră, și nu sunt nici o masă de manevră după ce au făcut 18 ani, atenție, pe care o să poți manipula cum vrei, că oricum nu știu cu cine votează, că nu și-au format încă opiniile. Adică eu cred cu tărie că noi tinerii am avea un mai mare simț de perspectivă și am putea vedea mult mai clar spre ce ne îndreptăm noi ca țară
Și că, să vedem că se poate schimba ceva dacă am fi implicați cu adevărat în luarea decizie, dacă am fi implicați cu adevărat în, în astfel de dezbatere chiar, și dacă n-am mai fi looked down upon și priviți într-un mod foarte, foarte patronant. Asta pentru mine a fost cel mai frustrant. Mai mult decât să nu fiu ascultat, a fost să simt cumva că sunt mângâiat pe cap și trimis la gara. Adică știi, ok, spui chestii foarte interesante, hai, who's next? Nu asta e abordare din punctul meu de vedere. Aș mai completa ceva, dacă se poate. Aș mai spune că tinerii trebuie să fie ajutați să înțeleagă corect ideea de politică, să înțeleagă ce este politică. Când spui politică, cei mai mulți se gândesc la niște inși în costume care stau în jurul unor mese, de obicei în spatele unor uși închise, sunt niște oameni grizonați la 50-60 de ani care își împar niște jocuri de putere și care sunt complet separați de viața noastră. Și cea mai despusă problemă este ce mi-e și cu ce mă ajută pe mine chestia asta. Eu oricum fac ce vor ei acolo, își știu jocul lor, treaba lor și pe mine nu mă ajută cu nimic, pentru că nu se înțelege că politica este pretutindeni. Tot ce ține de viața noastră este guvernat de politic, într-un fel sau altul, de politici și de politic. Economia este absolut strâns legată de politică, dar nu numai asta. Este vorba și de hainele pe care le purtăm. Ajung la noi prin niște procese care sunt influențate de decizie politică, să spunem așa, de muzica pe care o ascultăm și așa mai departe. Orice domeniu din viața noastră poate fi legat de niște politici publice care sunt aprobate și adoptate de niște politicieni la un moment dat. Tot ce e important pentru tineri trece la un moment dat printr-un filtru al politicului. Și în momentul în care ei înțeleg că pot influența decizia asta la un anumit nivel, indiferent dacă este numai prin vot sau prin implicarea în organizații non-guvernamentale sau de implicarea în partide politice la nivel de organizație tineret sau în alte moduri, și în momentul în care înțeleg mecanismele prin care implicarea lor influențează în mod direct felul în care trăim zi de zi, și nu doar decizii mari de tipul, nu știu, dacă pornim sau nu un război sau dacă ce se întâmplă cursul valutar sau așa, atunci o să fie mult mai tentat, să spunem, să-și aducă propriul aport. Și aici cred că trebuie să le dăm și mici victorii, să le dăm ocazia să câștige mici victorii. Ar trebui să existe la nivel școlar, în primul rând, consolidat. Nu știu cum e acum, poate să spună mai... mai bine Rareș, dar pe vremea mea, de exemplu, nu se prea știa mult despre alegerile la nivel de școală, despre reprezentanții din Consiliul Elevilor, nu se știa prea bine nici cu ce se ocupă, nici ce fac ei toată ziua acolo după ce sunt aleși, nu se prea participa la alegeri și mai departe. Asta ar fi un bun prim pas, niște campanii reale și autentice în școli și în urma cărora să se vadă niște îmbunătățiri, să se facă niște propuneri care după aceea să fie și urmate, să se vadă cum au fost urmate și mai departe. Ar fi un bun exercițiu democratic. Și după aceea, în momentul în care s-a stabilit exercițiul ăsta, se poate face o discuție cu elevii în care se poate extrapola și la nivel de societate, ceea ce s-a întâmplat la nivel de școală. Mai mult, Ioana, eu sunt perfect de acord cu ce spui și aș face și eu câteva, nu știu, nuanțe și precizări. Mai mult, aș insista și asupra ideii că oamenii au nevoie de politică pentru că sunt niște ființe contundente și diverse, ființe care nu pot ajunge prin compromis sau prin rezonabilitate la soluții mulțumitoare pentru toată lumea. Profesorul Fumurescu spunea în compromisul că politica e ultimul vad înainte de război, înainte de tranșarea în mod violent a problemele respective, iar Pierre Manon, de exemplu, spunea la un moment dat că războiul a fost întotdeauna unul dintre instrumentele politicii. Prin urmare, vedem și azi politica făcută cu mijloace care țin de războiul, mai degrabă hibrid, slavă Domnului, și informațional decât real. Cu alte cuvinte, ducând un pic mai departe ideea ta și a lui Rareș, cred că și noi profesorii, mă trec în tabăra profesorilor de data asta, deși mă trage inima tare spre cealaltă. Și noi profesorii trebuie să înțelegem că dacă avem un anume tip de contact politic cu elevii și cu reprezentanții lor, atunci acest contact nu poate fi neapărat, cum să spun, unul drăguț întotdeauna. Uneori o să apară conflicte de interese între noi. Uneori va trebui să negociem cu ei lucruri
pe care este rezonabil și corect și legal să le negociem. Pentru că eu pot vedea în momentul ăsta o suferință în procesul ăsta în care și noi înțelegem că elevii au devenit o voce, că au structuri reprezentative, că sunt o entitate, mă rog, colectivă cu multe individualități și că nu vor mai veni, sper, curând vremurile când toate disputele să fie tranșate pur și simplu prin faptul că noi suntem aia mai mari, mai bătrâni, mai cu putere și cu catalog și așa mai departe. Și încă ceva, după care dau cuvântul mai departe invitațiilor, aș mai adăuga la ce ai spus tu, faptul că, după părerea mea, prezența mediilor acestora informaționale, cum să spunem, da, rețele sociale și alte tipuri de contact digital de felul ăsta, dă, cum să spun, aproape oricărei voci din spațiu public o forță de a interveni politic care nu are precedent, după părerea mea, în istorie. Un oarecare elev are posibilitatea să tragă de mânecă un guvernant sau un parlamentar, să-i adreseze o scrisoare deschisă și să nu fie ignorat, să sesizeze public o încălcare, știu eu, de reguli sau de lege. Trebuie să admitem că lucrurile astea erau imposibile acum 20 de ani, să zicem. Erau imposibile și mental, și ca mijloace. Ori eu cred că elevii trebuie să, și noi toți trebuie să devenim conștienți, mai conștienți de realitățile astea. Florinela, simt că vrei să intervii? Da, legat de ce spuneai tu de rețele de socializare, cred că cu siguranță tinerii trebuie să se implice mai mult și să nu mai existe acest shaming asupra celor care vor să se activeze în domeniul ăsta. Dar cumva mi-aș dori și cred că se întâmplă deja treaba asta, să comunice mai mult cu cei din comunitate. Și apropo de chestia asta, mi-am adus aminte de un cioban pe care l-am întâlnit mai de mult. Am vrut să-i facem așa un portret, în fine, și l-am întrebat dacă votează. Și mi-a zis ceva de genul că eu am multe de zis, dar n-am cui spune. Și mi-am dat seama că cumva este super reprezentativ pentru societatea în care trăim, în sensul în care nu există suficientă transparență la nivelul autorităților locale. Nu suntem invitați să participăm la aceste ședințe, nu avem, cum să zic eu, această bunăvoință din partea parlamentarilor pe care i-am votat să comunice cu noi. Eu cred că această nouă generație care vine, dacă va activa în politică, poate să folosească toate aceste rețele de socializare pentru a crea comunități, pentru a crea punți și efectiv să existe o comunicare și cred că numai așa, prin comunicare, poți să construiești o bază de încredere care să ducă efectiv la exercitarea acestei acțiuni concrete, acestui manifest de a vota. Doru, aș vrea da. Și eu să intervin un pic. Dădeam oricum cuvântul gândindu-mă și la faptul că ai scris tu și colegii tăi despre rețelele de socializare și despre rolul lor în apropierea și învrăjbirea oamenilor. Mai degrabă în învrăjbirea lor. Dar până ajungem acolo, aș vrea să plec de la ceea ce spunea Ioana, pentru că aici e un adevăr vechi și foarte greu de digerat. Totul, aproape totul în existența noastră este politic. De la problema genului, a familiei, cum ne creștem copiii, nu sunt doar niște probleme de etică personală sau privată. Și de ce sunt toate problemele politice? Pentru că toate categoriile vieții sociale, instituțiile formale, dar și ale informale, sunt rezultatul unor negocieri, sunt rezultatul unor întâlniri. Așa cum ziceai și tu, Doru, parcă puțin probabil să avem așa un consens generalizat vreodată. Politica are rolul de a reduce, într-un anume sens, agresivitatea între oameni și, da, înlocuiește războiul. Știm vorba aia veche că războiul e continuarea politicii cu alte mijloace, dar știm și ce a încercat să facă o conversă Michel Foucault, să spună că nu, politica este continuarea războiului,
cu alte mijloace. Așa că e preferabil să continuăm războiul cu alte mijloace, din toate punctele de vedere. Și al doilea argument pentru a înțelege cât de important e politicul în viața noastră este inclusiv problema identității. Cine ești tu? Dincolo de partea aia mai metafizică, de cele mai multe ori mă definez, nu știu, printr-o serie de valori, printr-o serie de rețele sociale în care activez, nu mă refer la alea online, ci la alea reale, între ghilimele, și toate astea, toate opțiunile, toate traseele noastre sunt politice de când suntem copii. Inclusiv felul în care fetele se joacă cu păpușile și băieții cu mașinuțele sau se încearcă impunerea acestui mod, și asta e politică. Deci, din perspectiva asta, da, întreaga noastră existență sau ceea ce e special în existența noastră și nu doar într-a noastră, că dacă ne uităm și la verișorii noștri și la restul primatelor, și astea fac politică. Orice entitate, orice animal social cu un cortex mai dezvoltat face politică. Dacă n-ar face politică, face război. Când nu face politică, face război. Bonobo, de exemplu, au găsit chestia asta extraordinară. Pentru ei, politica e politica sexului. Și e perfect. Așa își rezolvă ei conflictele. Așa se încheie războiul. Bine, nu militez pentru asta, dar încerc să arăt că toate entitățile cât de cât care tind către rațiune în lumea asta fac politică. Și din perspectiva asta, în fiecare dimineață când ne trezim, trebuie să știm că se trezește și un mic politician în noi. Nu doar persoana aia care mănâncă ceva, se duce la școală sau se face că se duce la școală acum online și așa mai departe. Dar aș vrea să merg un pic și spre ce zicea Florinela. Mulți oameni chiar se simt excluși de la viața cetății. Și avem cazul ciobanului care prin natura meseriei e un pic mai remote, mai marginal. Este o extremă, e adevărat. Dar... dar eu cred că el este un caz paradigmatic. Adică simplu fapt că el e undeva, stă pe munte, e contingent. Majoritatea, de fapt, ne simțim ca Zaratustra, care nu vrea să mai coboare de pe munte. Și asta cred că simt mai ales tinerii care sunt foarte încinși, pasionali, așa cum am fost cu toții și așa cum ar fi frumos să rămânem de-a lungul vieții. Dar aici mă întorc la acea cerare și totuși n-aș face distinția între noi tinerii versus restul lumii. Bine, acum 10 ani și eu aș fi făcut-o și acum 20 de ani m-aș fi luat la trântă cu oricine, ar fi spus că tinerii nu au de așa sau mai au de căpătat experiență. Dar de ce n-aș face totuși acum, n-aș mai face aceste diferențieri? Din simplu motiv că, de fapt, diferențierile în viața noastră politică sunt, cred că, după valori, după ceea ce asumi, după virtuțile pe care le cauți și inclusiv după interesele tale și rețelele tale sociale. Oamenii votează adesea absolut rațional, adică votează cu acele persoane care rezonează cu așteptările, cu preferințele. Dacă cineva zice, îți dau 100 de lei la salariu și tu ai nevoie de 100 de lei la salariu, vei vota cu omul ăla. A fost unul care a promis 100 de lei la salariu acum 30 de ani și nu l-a mai votat nimeni, pentru că oamenii nu aveau nevoie de 100 de lei la salariu atunci. Oamenii aveau nevoie de ceva în alimentară să facă ceva cu 100 aia de lei. Aici era problema. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a crezut că o rezolvă cu banii. Greșit, pentru un socialist profund greșit. Trebuia să o rezolve altfel, respectiv, nu știu, chiar să ofere fiecăruia după nevoi și așa mai departe. Mă întorc la treaba asta. De ce zic? Pentru că am văzut oameni la 70-80 de ani și unii sunt celebri și pe Facebook la 100 de ani, care dau dovada unei tinerețe eterne și unei gândiri întotdeauna implicate, pasionale, și știm oameni la 20 de ani sau la 30 de ani, la 40 de ani, pe care nu-i muți nici dacă, nu știu, aduci 3 pandemii la ei acasă. Pentru că pur și simplu sunt ceea ce grecii ar numi niște idioți. Sunt niște persoane care nu urmăresc binele public, viața cetății, res publica, afacerile publice. Ăia sunt idioții la greci. Pentru că ei sunt rupți de chestia asta, n-au un interes. Idioți sunt și la 20 de ani, și la 40, și la 80. Și înțelepți, pentru că mă întorc la Aristotel care zicea ce e politica și înțelepciunea practică, cer același habitus, chiar dacă esențele lor sunt diferite. Dar cumva, dacă vrei să fii un om înțelept de-a lungul vieții tale, trebuie să faci ceva politică. Nu așa cum vedem că fac unii și alții dintre politicieni, ci politica aia legată de problemele sociale, instituțiile formale și informale, drepturile și așa mai departe. Că foarte bine, nu mai știu cine a zis, tu, Doru, sau tu, Ioana, cred că a zis chestia asta. Politică nu faci doar în Parlamentul României. Politică faci
în școală, politică faci uneori în familie, politică faci în societatea civilă, politică faci în biserică și așa mai departe. Și unde, și cu asta o să mă opresc, că am prost obicei de a monopoliza, cred că n-ar trebui să vedem diviziunea asta tineri-bătrâni și mai degrabă, sau tineri-adulți și așa mai departe, chiar dacă adulți o vor. Nu cred că ar trebui să jucăm, să mergem după fentă, dar ar trebui totuși să ne întrebăm care este sistemul de vot cel mai bun pentru agregarea acestei diversități sociale. Noi suntem în același vechi sistem de vot de vreo 30 de ani. Jocurile, pentru că de fapt nu contează cine votează, nu mai contează nici măcar cine numără voturile, contează cine face cadrul legal după care se votează. Și vedem că acolo se duc întotdeauna bătăliile, nu degeaba nu ai voie să-l mai schimbi cu 6 luni înainte de alegeri. Tocmai ca să nu schimbi regulile jocului odată ce a început jocul. Dar eu cred că ar trebui să mergem un pic mai departe și sunt în momentul actual modele și sisteme de vot sute, experimentate. Noi nu mai experimentăm deloc în această democrație și cred că poate să fie o sursă de dezechilibru, fără îndoială, în momentele de criză, dar poate să fie și salvarea democrației. Ar trebui să experimentăm, ar trebui să ne gândim dacă nu cumva toate persoanele ar trebui să aibă 3 voturi în buzunar. Unul al lor ca individ, Georgel, Gigel, Constantin, Costel, unul legat de, nu știu, categoria profesională din care fac parte, în cazul elevilor, elevii, în cazul studenților, studenții, în cazul profesorilor, profesorii, și unul, habar n-am, în funcție de orientarea ideologică. Ăsta ar fi un mod. Un alt mod este să deschidem totuși dreptul de vot de la 14 ani. Dar să încercăm să, nu știu, când între 14 și 18 ani ai un vot, da? Nu ești încă activ, n-ai contribuție socială. Între 18 și 23 începi să ai un vot jumate. De la 23 la 60, cât ai contribuție socială și economică continuă, ai 2 voturi sau 3 voturi. Ai un copil acasă, mai primești un vot. Și așa mai departe. Eu cred că suntem unde suntem pentru că cumva închilozează democrația noastră, iar ceea ce contează din perspectiva asta numerică a calculului de voturi se stabilește de cel mai multe ori în spatele ușilor închise și nedemocratic. Eu aș vota mâine cu cineva care ar spune, știți ceva, prima chestie, trebuie să reformăm, de fapt, modelul de vot și mecanismele, inclusiv în sensul ăsta al instituțiilor, regulilor, dar și în sensul mai practic. Chiar nu reușim, după 30 de ani de internet și computere, să facem un vot electronic? Chiar nu putem găsi să funcționeze mai bine votul prin corespondență în România? Adică reușesc americanii și nu reușim noi? Sunt tot felul de întrebări despre... Păi da, americanii după ce au avut 4 ani, cumva putem să ne comparăm așa cu ei. Sunt tot felul de întrebări pe care uităm uneori să le punem și sunt întrebări asupra cadrului în care se desfășoară democrația. Aș vrea să vină la un moment dat cineva într-o cursă electorală și dacă nu o să vină, asta e, ne băgăm noi, în care să explice toate lucrurile astea, să spună unde apar dezechilibrele și nedreptățile. De ce sunt nedreptățiți în egală măsură tinerii la vot, dar și persoanele peste 65 de ani? Asta e interesant. De ce nu apar niște alianțe între, de exemplu, cei care sunt inactivi economic acum? Pensionarii, respectiv adolescenții care sunt liceeni sau studenți. De ce nu există un partid care să-i reprezinte pe ăștia? Și așa mai departe. Adică, cred că trebuie să privim un pic mai în spate și poate de deasupra și să nu discutăm doar despre relevanța votului, că el are o relevanță. Asta cred că e dincolo de discuție. Chiar dacă e infinitezimală, dar ale naibii cifre mici când se strâng multe, apare legea numerelor mari și atunci se pot răsturna chestii. Dar până acolo ar trebui să ne întrebăm cum facem că studenții, elevii se simt nebăgați în seamă, iar pensionarii se simt întotdeauna înfricoșați. Că cineva care va veni la putere o să le facă viața mai rea. De ce se întâmplă chestiile astea? Nu știu, mă opresc aici, scuze. Mulțumesc. Partea bună e că eu chiar nu mai trebuie să pun întrebări. A pus Constantin câteva chiar arzătoare, așa aș spune. Și eu nu mulțumesc, Constantin, pentru că chiar nu cred că am văzut vreodată lucrurile din perspectiva asta până acum. Aș fi tentat să întreb, dar o să las pe mai târziu întrebarea, sau mai degrabă răspunsul tău am să-l las pe mai târziu, dacă e... cineva e interesat de conservarea sistemului actual de vot sau pur și simplu e inerție și nepăsare și, sau ambele variante. Bun, dacă simte altcineva nevoia să intervină, vă rog.
Da, aș vrea să aduc o... Mă auziți? Da, da. Da, voiam să spun că mi-a tras atenția ceva ce a spus domnul Vica legat de sistemele de valori și de fapt legat de faptul că oamenii ar trebui să aleagă valori și ceea ce simt ei cu adevărat, valorile și principiile și măsurile care simt adevărat că îi reprezintă. Dar aici vorbim de fapt, adică ce voiam să spun eu era legat de accesul tineri la politică, pentru a putea să alegi între principiile a doi candidați, indiferent de grupa lor de vârstă, adică să nu mai facem diferența asta doar din perspectiva aceasta, sau doar din having this young people or old people lens, e important ca tine să aibă acces în primul rând la politică, asta voiam să spun, adică ca să nu mai începem să facem diferențierea doar pe tânăr în vârstă, politician în vârstă, să putem să intrăm în substanță cumva făcând rabat de lucrurile acestea, e important ca tine să poată să intre în politică și în viața societății în general. La asta mă referim. Adică complet de acord că această alegere, de fapt, pe care o facem atunci când votăm, ar trebui să fie făcută ținând cont de măsurile pe care le propune acel candidat, de cât de fundamentate sunt, de valorile pe care le promovează și mai departe, însă tinerii nu au șansa să intre în acest sistem, să promoveze aceste valori, să vină cu măsuri, pentru că perspectiva mea cel puțin este că după ce ai fost crescut de un sistem de învățământ, de familia ta, pentru că nu, asta este paradigma, într-o stare de letargie civică, nu ai cum să ai așteptarea ca, uite, bun, îți este accesibil din punct de vedere legal, îți este accesibilă, pardon, implicarea civică, deci nu trebuie să te implici. Adică, e, din punctul meu de vedere, și asta a funcționat în situațiile în care am intervenit și noi, tinerii au nevoie de un impuls de la spate, au nevoie de cineva care să le spună, hei, uite, poți face chestia asta și eu sunt aici să te ajut să o faci dacă vrei să faci asta. Adică, sunt foarte, foarte rare cazurile în care tinerii fac asta din proprie inițiativă și pe cont propriu, fără a avea și un factor extern cumva care să-i motiveze să o facă. Asta ne spune experiența noastră de elevi reprezentanți, pentru că și noi ne întâlnim cu asta atunci când facem alegeri, atunci când facem recrutări, pentru că, până la urmă, și implicarea în Consiliu Elevilor e tot implicare civică și o politică sub o formă sau alta. Deci, aș focusa un pic discuția mea pe partea de acces al tinerilor la politică și după aceea putem vorbi și despre ce fac tinerii în politică. Că de fapt aici apare marea falie și marele clivaj între tineri și implicarea în societate. Aceste piedici care stau în fața accesului. Vorbeam despre atitudinea patronantă, vorbeam despre excluderea poate uneori prin lege a tinerilor din anumite procese de decizionale. Deci cred că asta ar fi primul pas. Întru totul de acord, Rareș, că tinerii nu sunt încurajați nici să participe, nici să-și construiască propriile foruri deliberative, că sunt priviți nu cu scepticism, cu totală neîncredere, adică s-au trezit și acești copii să ne spună ei nou. Sunt de acord, dar încă o dată, să știi că așa se întâmplă și cu cei mai în vârstă, și cu seniori. Ok, nimeni nu o să spună unui senior taci din gură, cu toate că am început să vedem și atitudinea asta ageistă, în care ești bătrân, ești inutil, stai la o parte, sau dă-te la o parte, dar... Da, problema accesului, dar și problema accesului se leagă nu doar de... Tu ai adus mai multe motive. Unul e ignoranța pe care o avem toți atunci când suntem tineri și mai greuți pornim acest motor al implicării civice. Toate că în generația voastră este extraordinar. Nu vrei să știi cum era în generația mea sau în generația lui Doru. Deci sunteți minunați, sunteți peste tot, chiar se votează. Aveți aceste, nu știu cât de bine funcționează, dar pe vremea noastră consiliile elevilor, că atunci au fost ele generate, la finalul anilor 90, era o glumă sinistră. De exemplu, la mine în județul Prahova, șeful Consiliului Elevilor când s-a făcut a fost fiul șefului Consiliului Județean. Perfect, nu? Lucrurile au mers mână în mână. Și a tot fost și acel șef de Consiliu Județean până când a venit DNA-ul și copilul. Da, deci într-un anume sens, dacă ne uităm istoric, în 30 de ani pare că
prezența tinerilor este mult mai mare și că le recunoaștem dreptul de a face politică, mai scrâșnim, dar le recunoaștem față de, nu știu, anii 90 sau chiar 2000 și ceva. Dar dincolo de ce zici tu, că ar trebui accesul să fie mai ușor, că partidele ar trebui să fie mai atente la tineri, adică să-și creeze acest capital uman de tine. Nu cred că există, inclusiv partidele mai tinere în România, duc în continuare lipsă de capital uman. Duc în continuare lipsă de oameni specializați. Cândva unii au câștigat alegerile promițând 15.000 de specialiști. Dar era o falsă promisiune că nu avea țara 15.000 de specialiști, dar are minte acea alianță electorală. Dar acum, cred că e un potențial incredibil în sensul în care în anumite domenii sunt sigur că avem specialiști care au până în 30 de ani, poate până în 25 de ani. Sunt și domeniile mai recente, poate că oamenii nu s-au gândit și așa mai departe. Deci există o resursă incredibilă la nivelul tinerilor, ca și la nivelul seniorilor, care este folosită suboptimal, nu doar în politica românească, în societatea românească. De ce tot fac continuu paralel asta? Pentru că pare un pic de necrezut, dar cred că asta ar fi alianța care ar pune pe gânduri pe cei care încearcă să facă politică standard, clasic. Să vedem oamenii până în 25 de ani și peste 65 de ani că fac front comun. Bine, s-ar putea să n-aibă multe motive să facă front comun, dar motivul ăsta al implicării și al respectării lor ca persoane și motivul de a fi cu adevărat în viața publică, nu a fi niște ori umbre, spectre, cum sunt cei mai în vârstă, sau niște tinere speranțe permanente, cum sunteți voi ăștia mai tineri, care nu se pot concretiza, nu e așa, pentru că nu le lăsăm să se concretizeze. E bine, dacă s-ar întâlni tinerele speranțe cu vechile spectre, cred că s-ar crea un anume dezechilibru foarte interesant în politica românească. Pentru că ambele categorii în momentul actual sunt subreprezentate în partide. Bine, e un partid care încearcă să fie mai aproape de tineri și un partid care încearcă să fie mai aproape de electoratul, să zicem, seniorial, mai în vârstă, da, în etate. Dar, de fapt, niciuna dintre partidele nu reușește să satisfacă așteptările acelor categorii. Ce au comun cele două categorii? Au chestia asta că ele încă nu au o contribuție economică sau nu mai au o contribuție economică. De aici ar putea să se nască o altă discuție. Cât de mult contează contribuția economică ca să ai ceva de spus în politică? În principiu, în democrația noastră egalitară, deloc. În practică, ne dăm seama că nu e așa. Un partid se face cu bani, se face cu specialiști, se face cu oameni de comunicare, se face cu experți, se face cu oameni care știu să negocieze și la trei noaptea în spatele ușilor închise. Cum generăm niște partide care să, nu știu, ori să aibă reprezentativ la nivelul demografiei României membrii din toate categoriile de vârstă, asta nu știu, e foarte greu. Dar am putea, măcar la nivelul societății civile, să punem presiunea asta continuă. Să spunem, politica nu e doar pentru ăla care își plătește taxele și impozit. Politica e pentru toată lumea. Cum se face chestia asta? Probabil primul pas, nu știu, să scădem inclusiv vârsta pentru a intra la Camera Deputaților sau în Senatul României. Din perspectiva asta e o discriminare la adresa tinerilor. Că Senatul e o cameră, e un fel de sfatul bătrânilor. Era să dau o expresie în engleză, dar n-am dat-o. Nu e niciun sfat al bătrânilor. Modelul de sfat al bătrânilor nu mai are niciun sens în democrația asta noastră reprezentativă. Întrebarea de ce mai avem și două camere, când am putea să avem camere și în interiorul camerelor să fie comisii specializate și comisii cumva aia la putere și aia în opoziție, ca să ai o luptă reală. Nu ce se întâmplă acum în comisiile parlamentare care pot fi controlate pe rând de către un partid sau alt. Deci la nivelul ăsta al regulilor jocului, cred că ar trebui să mai vină un pic tinerii, nu doar să ceară acces în politică, ci să și ceară un nou mod de a face politică, de a delibera, de a selecta cele mai bune idei. Și ca să... Nu mai știu ce m-ai întrebat tu, Doru, că ai vrut să mă întreb ceva. Nu mai contează, nu mai contează. Aș vrea să, că până nu trece subiectul, să spun și eu un off-de-al meu de sociolog legat de toată povestea asta. Sociologia ca știință a apărut tocmai pentru a îndruma decizia publică, pentru a intermedia cumva între nevoile, dorințele și interesele populației și decidenți. Problema este că acum nu se mai întâmplă chestia asta. Acum mai auzim de sociologi doar în momentul în care trebuie să ne spună cine câștigă alegerile și cum câștigă alegerile.
Asta mi se pare o mare problemă, la oaltă cu lipsa de cercetare, lipsa fundamentală de cercetare. Noi stăm acum și ne punem problema de ce nu sunt tinerii implicați, cum se pot implica mai bine tinerii, ce anume face ca vârstnicii să nu dorească să se implice alături de tineri sau separat în politică. Astea sunt întrebări la care ar fi trebuit să răspundă cercetarea în țara noastră. Ar fi trebuit să avem niște oameni care sunt plătiți să facă lucrul ăsta, care au un cadru în care să facă lucrul ăsta și care sunt ascultați de cineva după ce au făcut lucrul ăsta. Cercetarea e o glumă proastă, nu citește nimeni rapoartele care se scriu, se scriu puține și nu este plătită, nu este cerută, nu este respectată. Normal că avem foarte multe întrebări și încercăm să ne răspundem noi la ele prin discuții, dar foarte multe răspunsuri date de grupuri mici nu țin locul unor date concrete. Asta mi se pare o problemă majoră peste tot în societate, nu doar la nivelul întrebărilor de ordin filozofic, să spun. Politicile publice nu sunt informate de multe ori. Nu se știe, simt mulți nereprezentați pentru că nu se știe ce își doresc diferite categorii sociale. Credem că știm, politicienii fac o politică cumva naivă și cinică, bazată pe calcule. Bătrânii sunt electoratul partidului X, tinerii sunt electoratul partidului Y, ăia mici oricum nu votează că nu le pasă și așa mai departe. Nu ne chinuim să vorbim cu electoratul celorlalți pentru că oricum nu-l putem atrage, pe apatici nu-i putem convinge, avem o categorie de nehotărâți mai mică sau mai mare pe care îi putem influența. Dar nu așa ar trebui să se conducă o cetate. Ar trebui ca aceste nevoi să fie cunoscute și ca partidele să facă ceea ce pot, partidele în special cele de guvernare, să facă ceea ce pot, să aducă pe masă câte ceva care să satisfacă interesele cât mai multor grupuri sociale. Chiar dacă e normal, fiecare partid reprezintă interesele unui anumit grup, în momentul în care ajung să conduc o țară, automat trebuie să reprezinte întreaga țară, într-un fel sau altul. Și trebuie să existe opțiuni pentru toți. Trebuie să se simtă văzuți. Tinerii simt că nu au acces în politică la să zicem, la funcții, la funcții de decizie. Dar ei nu au acces nici la nivel de ceea ce își doresc ei pentru ei. Ei nu sunt întrebați. Nu sunt ajutați să găsească lucrurile astea. Și asta cred că este dintr-o lipsă de interes din partea mediului politic și dintr-o lipsă de cercetare. În momentul în care tu vezi că dorințele tale sunt cumva exprimate de decidenți la un nivel sau altul, sau de opoziție, nu neapărat de guvernare, este un partid acolo care vrea să ia măsuri care pe tine te interesează și are grijă să comunice pe înțelesul tău măsurile respective, o să stârnească interesul. Se vorbește la un nivel discursiv peste capul multora. Și aici nu e vorba numai de tinerii foarte tineri și de vârstnici, este vorba și de alte grupuri marginalizate din societate sau de pur și simplu de cei săraci, să spunem, care sunt lipsiți de educație în majoritatea cazurilor. Este foarte greu să înțeleagă ceva din discursul politic. Atunci când avem jumătate de țară analfabet funcțional, foarte greu să înțeleagă programe de guvernare, foarte greu să înțeleagă discursurile politicienilor, pentru că nu li se adresează. Se merge pe încrederea că votanții unui partid vor continua să fie votanții partidului respectiv și pe câteva declarații de presă făcute cinic și în mod interesat. Dacă s-ar merge mai mult pe comunicare onestă, pe bună credință și pe cercetare pentru a afla care sunt de fapt lucrurile cu care rezonează oamenii și care interesează în mod autentic, nu doar la nivel de promisiuni, cred că totul ar merge mult mai bine și s-ar rezolva o mare parte dintre problemele sociale. Mulțumesc foarte, foarte mult. Da, voi să mai spui ceva. Da, Doru, mi-am asemenea ce m-ai întrebat. Răspunsul este da, s-a dorit a păstra un cadru politic foarte exclusivist, unde doar două, trei partide să funcționeze. Asta s-a întâmplat, asta e în designul sistemului nostru politic. Toată ideea este să-i ții cât mai departe pe cât mai mulți. Felul în care are loc inclusiv finanțarea politicii, mobilizarea, toate lucrurile astea, de fapt, mă duc cu gândul că nu se dorește nici cercetarea care ar trebui să se facă, nici cunoașterea de care e nevoie, pur și simplu, cine a reușit la un moment dat să închidă și să securizeze spațiul politic, îl deschide
Da. Te-am pierdut un pic pe final, dar cred că am înțeles cu toții ideea și aș face o observație și o remarcă. Mie mi se pare, ascultând cu maximă atenție tot ce a spus toți până acum, că se văd așa, se întrevăd niște spirale din astea vicioase, de fapt, care întrețin starea de fapt. Pe de o parte, spunem că avem partide care, mă rog, sunt cumva interesate să rămână în felul în care sunt, care devin hermetice, care, mă rog, sunt refractare la schimbare și așa mai departe. Pe de altă parte, dincolo de porți, ca să zicem așa, se găsesc tinerii, nu? Care ar vrea să spunem, tinerii aceia prezumptivi care vor să intre în politică. Și atunci nu mă pot gândi decât că intrarea lor în politică poate fi blagoslovită și poate fi de fapt susținută numai în măsura în care ei sunt dispuși, cel puțin principial, să accepte asta, să accepte sistemul, să accepte jocul ăsta, și atunci sunt probabil, cum să spun, răbdați, ca să zic așa, o vreme în structurile astea, ca într-o ucenicie așa, dar care mă întreb dacă nu cumva devine un soi de ucenicie de fapt în cinism și în perpetuarea unor scheme, cum să zic, de fapt antisociale și antipolitice în esență. Pentru că politica, din punctul meu de vedere, înseamnă și trebuie să însemne deschidere și disponibilitate de a rezolva anumite lucruri. Și atunci, iată că începem să întrevedem, cred eu, niște mecanisme maligne care, nu știu în ce măsură pot fi pur și simplu destructurate. Chiar nu știu. Eu cred că tânărului respectiv ar trebui să îi se dea chiar șansa de a ajunge în poziții executive și în poziții din care să poată face lucruri, dacă e capabil să facă asta. Vreau să întreb pe doamna doctor Merchez, dacă ca medic a resimțit de-a lungul timpului și, nu știu, s-a lovit cumva, a avut de suferit din pricina modului defectuos în care facem politică în România. În spitale, în, sigur, puteți să alegeți gradul de diplomație al răspunsului. Eu nu vă aud, nu știu. Mă auziți? Acum da. Acum, se da. Poate. Da, întrebarea, clar, nu are decât un singur răspuns. Toți suntem afectați de modul în care se face politică. Voiam eu să intervin și să, sigur, nu știu, să pun eu niște întrebări. Florinela a spus la un moment dat despre niște licee unde promovabilitatea la bacalaureat era zero. Recunosc, eu nu mă confrunt cu astfel de situații. La noi ajung copii cu note mari la bacalaureat. La noi, la admitere, vin copii cu note foarte mari. Nu că aș fi șocată, dar într-adevăr este ceva neobișnuit. Să ai o școală, o instituție, în care să ai promovabilitate zero, este, mi se pare ceva absurd. Mi se pare că acolo nu există... Asta da. Înseamnă că nu poți să ai un promovat, da? E sau, mă rog, da, zero virgulă, da. Asta este un aspect. Al doilea, întâmplător, absolut întâmplător, am prins la radio zilele trecute o emisiune despre tinerii care împlinesc 18-21 de ani și părăsesc centrele de plasament și căminele sociale, da? Deci ei sunt nevoiți să plece de acolo fără a ști mai departe ce se va întâmpla cu ei în viață. Și totul era prezentat ca pe o noutate. Wow, ce se întâmplă cu acești tineri? Ce facem cu ei? Și mi-am amintit că în urmă cu vreo, cred că peste 12 ani, am auzit o emisiune cu aceeași problemă. Exact aceeași problemă. Deci nimic în plus, nimic în minus. Tinerii care părăsesc centrele de plasament și care ajung fie oameni ai străzii, fie, mă rog, și rare ori da o poveste de succes dintre ei. Un tânăr care a devenit chiar directorul centrului de plasament din care a plecat, făcând facultate cu greu și așa mai departe. Și e adevărat, povești de succes sunt nemaipomenite.
Și noi avem în facultate studenți cu povești de succes veniți din diverse medii, cu diverse probleme de sănătate, sociale, financiare și mai departe, și care ajung oameni super faini, super faini și specialiști foarte buni. Dar nu știu dacă poveștile de succes fac regula sau ar trebui să facă regula. De asta zic, spirala aceea de care vorbeați dumneavoastră există, o vedem, deci se vede cu ochiul liber, nu avem nevoie de niciun, da, cercetare, e adevărat, dar ca să pui niște oameni să facă o cercetare despre ce se întâmplă cu tinerii aceștia, mie mi se pare acum, nu știu cum, știm de atâția ani, sunt zeci de ani de când se știe că tinerii care părăsesc centrele de plasament sunt o problemă, tinerii care nu promovează bacalaureatul sunt o problemă și așa mai departe. Da, e nevoie de cercetare, dar un pic mai, nu știu, după ce se acționează cumva. Deci aș merge mai ales pe acțiune. De ce? Pentru că lucrurile bune se construiesc încet și cărămidă cu cărămidă, știți, piatră cu piatră. Noi avem la, cu studenții de anul 3, făceam, înainte de pandemie, niște mici proiecte pe diverse teme. Unele pot să vă pară probleme minore. Știu eu, îngrijirea, nu știu, îngrijirea piciorului diabeticului, da? Sau obezitatea, sau anorexia, sau, mă rog, probleme de acest gen. Eu sunt absolut convinsă că tot efortul acela depus de acești studenți a fost nemaipomenit și că un pic din ceea ce se știe în populație generală acum se datorează și lor, acțiunilor lor, care au mers așa, în orizontală, în populație generală. Nu știu, așa cred că trebuie acționat. Da, fac cercetare, dar mai întâi haideți să și acționăm cumva. Nu se poate altfel. Că dincolo de cercetare există și probleme evidente care ar putea fi rezolvate înainte să, sau la rezolvarea cărora am putea procede înainte să vedem neapărat și cercetarea. Acum mă gândesc că, sigur, cercetarea vizează, cum a spus Ioana, mai degrabă politicile publice și fundamentarea unor politici mai consistente și pe perioade mai mari. Dar în același timp eu împărtășesc indignarea și stupefacția până la urmă că punem pe tapet exact aceleași lucruri de 30 de ani fără să nu știu dacă intervenim. 30, dar da, sunt, mă rog, sunt ceva ani, da. Și 3 ani, da, sau și 3 ani, da, e mult. Dacă ar fi, ar fi, ar fi destul de mult. Sunt absolut de acord. Pentru că aflăm în același stadiu. Haideți să punem întrebări și să vedem ce își doresc sau ce așa. Ce poate să-și dorească un tânăr care părăsește un centru de plasament? Își dorește un viitor, da, o locuință, un job și, da, și un îndemn, cum spunea Rareș, da, un ghiont, ghiontul acela bun, da? Hai că poți, hai că merge. Dar toate acestea dublate cumva, da, politic, nu știu. Aici dumneavoastră sunteți experții, nu mai știu. Eu efectiv observ spirala. Spirala aceea care nu se mai termină și care aduce aceleași și aceleași probleme. Da. Într-adevăr, și eu văd o întreagă, cum să spun, un întreg peisaj, un landscape așa de spirale care se trag una pe alta și sunt absolut de acord că ele trebuie, nu știu, să spunem destructurate sau trebuie intrat cumva cu curaj în peisajul ăsta spiralat. Și pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, nu știu dacă realizați, dar vorbim de ceva vreme, de o oră și 20 de minute, aș vrea să mă apropii cumva și de chestiunea sistemului educațional și a felului în care pregătește elevii pentru viața democratică și civică. Pentru că asta a fost una dintre premizele proiectului nostru, că
Pregătirea asta se realizează mai mult sau mai puțin corect, mai mult sau mai puțin deficitar. De regulă apar tot soiul de tabere care se antagonizează și care încep să arunce vina unele pe altele. Fie profesorii vin și spun că, domnule, n-ai cu cine, elevii nu sunt interesați, nu vor, nu fac și așa mai departe. Elevii au și ei miturile lor antagonizante, ca să zicem așa, și la final lipsesc liderii, lipsește leadership-ul. Apropo de leadership, Rareș, eu cred că știu la ce fel de tip de lider te refereai tu și sunt de acord că exact genul ăla de om lipsește din sistemul de educație, sau mă rog, nu știu dacă lipsește, dar nu sunt câți ar trebui. Oamenii aceia care să fie cumva tampon, să fie cumva mediatori între tabere și să îi ajute să se asculte unii pe alții. Că tot pomeni Constantin la un moment dat faptul că și alte primate și alte ființe cu cortex mare au politică. Sigur, păi oamenii chiar preiau din repertoriul cimpanzeilor foarte multe comportamente, inclusiv arătatul puilor în campanie electorală, îmbrățișarea celor mai slabi din grup și așa mai departe. Dar dincolo de asta, alfa, liderul alfa la cimpanzei, nu e niciodată cel mai agresiv și mai bătăuș din gașcă. Din potrivă, ăla de obicei e mai la coada ierarhiei. Ci alfa sunt liderii, cei care reușesc să negocieze, să împace, să facă politică până la urmă. Și mă întrebam dacă nu cumva, sigur o să încerc să pun și aici o întrebare, nu neapărat comodă, dar care să nu știu, incite la discuție. Mă întrebam dacă nu cumva procedăm prost ab initio, pentru că în momentul în care, cum să spun, vine măcar vorba despre politică sau implicare politică, eu am sesizat foarte des disonanță cognitivă și tot soiul de alte feluri de disonanțe în felul în care se poartă de regulă profesorii. Preferă să nu se atingă de subiectul acesta pentru că noi așa nu facem politică în școală. Mergem și încercăm să formăm competențe conform programelor, competențe civice, de exemplu, și democratice, dar în același timp ne ferim ca dracul de tămâie de contactul cu actori reali din viața publică și democratică efectivă. Ori întotdeauna, absolut întotdeauna, e cunoscută asimetria asta în pedagogie. Întotdeauna elevul se va lua după ce faci și după atitudinea ta și abia după aceea, în al N, nu la rând, după ceea ce spui. Dacă tu lauzi implicarea civică în timp ce ți-e silă de ea și o arăți, nu cred că avem foarte mari șanse să progresăm. Și aici aș fi interesat să încep cu părerea unui elev, poate fi Rare sau poate fi un alt elev din întâlnirea noastră sau student. Îl voi și pe George alături de noi, dar abia s-a conectat, cred, și salut, George. Abia s-a conectat, cred, și s-ar putea încă să fie un pic. Da? Ce spui, Rare? Și am dreptate, măcar parțial? Nu, după cum ai început, n-am. Okay. Nu, încercam să mi-aduc aminte de ultimul moment în care am avut contact cu educația civică în școală. A fost într-a șapte, după cum știm cu toții, că acolo se încheie incursiunea elevilor cu educația civică la momentul de față. Într-a opta? Da. Ah, ok. Înseamnă că eu am fost mai nefericit. Și țin minte foarte clar, deci aproape ca și cum aș avea manualul în față, că scria în manualul meu de educație civică din anul 2017-2016 legat de pregătirile pentru când va intra România în Uniunea Europeană. Deci un manual, cred că din 2002 sau 2003, care ne vorbea despre problemele de actualitate ale societății. Ori aici, nu știu, insist foarte mult pe partea de atractivitate a implicării civice, pe partea de cât de flashy e, de cât de catchy e pentru, pentru copii, pentru elevi, pentru tineri în general, pentru că, de fapt,
și aș insista și pe partea asta de letargie civică pe care o avem mulți dintre noi, pentru că nu ne-a fost stimulată până acum sub nicio formă. Și cred că cel mai elocvent exemplu poate e un exemplu care a creat falii în societatea civilă de-a lungul timpului, și anume implicarea lui Shelley în educație. În timp ce sunt un pic rezervat pe tema aceasta, ce a făcut în mod incontestabil a fost să a creat o coloană de elevi în fața guvernului care s-au rost să le pună niște cereri și niște scrisori pe care el le-a conceput. Ori asta e aproape, e foarte greu de realizat, să mobilizezi, să scoți copii, elevi, tineri, studenți din casă și să-i mergi să îi convingi să facă ceva de felul acesta. Cred că implicarea civică poate să fie cool și poate să fie mișto, și dovada vie este că sunt atât de mulți tineri care se implică, dar sparcul ăla lipsește atât de des încât tinerii care aleg să se implice devin așa, o rara avis. Adică sunt unul la un milion și sunt niște cazuri fericite, probabil pentru că au avut ei alte tipuri de anturaje sau pentru că au avut niște părinți care i-au convins că uite, așa e ok să faci, dar de fapt nu are un caracter unitar implicarea civică, și cu asta aș miza. Și dacă vrem să aibă un caracter unitar, atunci trebuie să gândim un pic, bun, cum facem asta să fie un proces continuu de-a lungul parcursului formator, cum vrem să-i spunem, al elevului. Adică nu merge să pompeze artificial noțiuni și cunoștințe în elev, sperând că atunci când va ajunge la liceu sau când va absolvi clasa 12, va intra în politică și va fi acest super cetățean care va trimite cereri pe legea transparenței publice la instituții și le va trage de mâine că atunci când nu se fac treaba. Nu asta se va întâmpla. Adică dacă nu scăpăm de stigma aceasta în școală față de tot ce înseamnă viață politică, viață publică, participare la viața societății, și înțelegem de fapt, până nu înțelegem de fapt că instituțiile sunt formate din oameni, instituțiile fără oameni sunt doar niște clădiri, atunci nu o să înțelegem că și noi putem face parte din acele instituții și nu o să vedem de fapt finalitatea implicării civice. Pentru că nu facem nimic fără, sau cel puțin eu așa cred, că nu facem nimic fără a avea o finalitate sau un goal în minte. Ori dacă nu vedem finalitatea implicării noastre, pe lângă noțiunile teoretice, mă îndoiesc că se va întâmpla. Deci să le oferim tinerilor, mă rog, o spun așa, nu vreau să sune detașat ca și cum ar fi venind din partea unui tânăr pensionar, dar să creăm contexte în care noi tinerii să putem dezbate, să putem înțelege de fapt cum funcționează statul român. De exemplu, chiar ieri, și cu asta o să închei, am avut, ieri sau alte, nu mai țin minte exact, am avut un workshop legat de cum funcționează statul român, la care au participat 40 ceva de elevi reprezentanți, au fost o sesiune de formare internă, mulți dintre ei nou intrați în mandat și au fost atât de surprins să înțeleagă care este, ce înseamnă OUG, în contextul în care acum un an, acum 2 ani, doar asta vedeam la televizor, non-stop, OUG. A fost foarte interesant să vedem cum funcționează Parlamentul României și după aceea au avut întrebări, au fost curioși. Adică e foarte important, în primul rând, ce prezinți elevilor și, în al doilea rând, cum prezinți și dacă îi faci să înțeleagă că, hei, uite, și tu poți face parte din asta. Asta e și pentru tine și tu ești cetățean. Și aici intervine și partea aia de atitudine patronantă și, mă rog, intrăm într-o altă discuție. Dar asta e perspectiva mea, că putem să o facem, dar să transformăm politica din ceva super intangibil și ceva super impersonal. În noțiunea asta de politica suntem noi, politicul suntem noi. Noi suntem cei care facem politică și noi suntem la baza statului. Și impresia mea rare și e tot asta. Nici măcar nu am impresia că vorbim de o chestie intangibilă sau de vreun ideal, ci că vorbim pur și simplu de viața politică ca și cum ar fi tot timpul vorba, nu, lui Kundera în altă parte, nu? Viața e în altă parte, spunea acel grafiti celebru care a dat numele unei cărți. Viața politică pare să fie și ea în altă parte. Pe când viața politică e acolo, după gardul școlii, e un etaj mai jos, e în capătul culoarului în care tu înveți și așa mai departe. Și mi-aduc aminte, apropo de experiența ta, că, hai să spunem, în prima etapă a vieții noastre online, în primăvară, am avut la un moment dat ideea, fericită zic eu,
să invit o altă oficialitate, un consilier prezidențial, la o oră de educație civică de clasa 6. A fost și din fericire acceptat. Și vreau să spun că a fost foarte fain și la sfârșit copiii erau cu adevărat mirați de faptul că, uite, cineva, o ființă care se numește sau are meseria, funcția de consilier prezidențial, chiar e pe bune, adică vorbește la fel, în aceleași cuvinte și aceeași limbă cu ei. Andreea, voi să întrebi ceva, cred, sau să faci un comentariu? Te rog, da, voiam să răspund că ați întrebat despre experiența cu educația civică din perspectiva unui elev. Da. Că în România, puțin cum am prins eu, și eu sunt un caz fericit, adică am făcut generala la o școală de top și acum la liceu din nou, la un liceu de top, a fost poziționată ok din punct de vedere al vârstei, adică 14 ani se pare o vârstă decentă la care se începe. Dar un moment foarte... Într-un an în care examen și așa mai departe, ești focusat pe anumite materii și inclusiv profesorul care ne venea nouă în față nu dădea o importanță materiei sale, pe care totuși o preda. Adică era o chestie foarte așa. Apoi am ajuns la liceu, culmea, la cel mai bun liceu, și am parte de profesori extraordinari, dar foarte puțin, cred că îi număr pe degete, doi sunt, atât. Care mai fac educație civică la noi la oră, din clasa a noua până în prezent. Bine, unii i-am avut abia anul acesta. Dar nu s-a pus accent, adică și nici măcar nu se vrea chestia asta. Adică să pui în regulamentul școlii o interdicție în a vorbi despre politică mi se pare o prostie, pentru că cel mai bine informezi un elev sau un tânăr spunându-i, mai ales dacă vine la o persoană în care el are încredere, cum ar fi un profesor, dacă vine la o persoană oarecum mai calificată decât el, mai informată decât el. N-ai cum să-mi cer mie să mă informez strict de pe site-uri și așa mai departe, că poate omul ăla chiar îmi poate da niște informații foarte interesante și poate să mă ajute mai ales politic. În școli chiar nu se dorește chestia asta, mai ales în licee. Și cu toate că la mine la liceu sunt anumiți profesori care trec peste acest aspect și fac educație civică și chiar și puțin educație politică, majoritatea nu facem politică la școală, încetați, haideți să vorbim despre altceva, nu facem politică. Adică e o repulsie categorică față de învățarea tinerilor și îndrumarea lor oarecum în acest domeniu. Și eu sunt un caz fericit, cum am spus. Pentru mine, cumva de bun simț, imediat îți dau cuvântul, Ioana, e cumva de bun simț să nu faci, mă rog, prozelitism politic sau să abuzezi de poziția ta de autoritate pentru a-ți îndemna elevii să voteze într-un anume fel. Și aici e o graniță care, mă rog, eu nu cred că e ușor sau nu cred că e ușor de trecut. Eu cred că dacă ești de bună credință, e chiar greu de trecut. Însă de aici și până la interzice și folosirea cuvântului politic sau politică într-o propoziție cu sens în școală, mi se pare un exces simetric și la fel de nociv. Ioana, te rog. Eu aș zice că problema este mai adâncă decât educația civică sau educația politică în școală. Este vorba și despre raportul dintre profesor și elev în școala românească, cel tradițional, să spunem așa. În foarte multe școli, profesorul a rămas la rangul acela de magister dixit, profesorul decide,
el este autoritatea, cine îl contestă face un gest de obrăznicie, nu neapărat de dovadă de gândire critică. Nu se cultivă partea asta de gândire critică, în special la elevii mai mici de nivel de liceu. În momentul în care copilul nu este obișnuit să își pună întrebări, să eventual chiar să încerce puțin limitele, să conteste ca să poată să-i se explice și să-i se arate raționamentul profesorului, în momentul în care este strivită inițiativa de a pune probleme, de a avea idei proprii, de a întreba de ce lucrurile sunt așa și nu sunt altfel, și nu mă refer neapărat la celebra întrebare de ce învățăm asta la matematică, și pur și simplu a contesta, să zicem, modul de predare a anumitor noțiuni. Astea sunt privite ca sfidări, ceea ce în unele cazuri e chiar adevărat, dar sunt și ocazii bune de a direcționa energia asta, de a învăța elevii cum să pună problema la un mod pertinent, la un mod politicos, cum să caute informații legate de întrebările pe care le au. În momentul în care profesorii, și aici mă refer mai puțin la colegiile naționale de top și mai mult la licee de nivel mediu și la școli de nivel mediu, reacționează agresiv în momentul în care elevii contestă sau elevii pun întrebări sau utilizează gândire critică, elevii se obișnuiesc să fie pasivi, să fie primitori pasivi de informație din partea unei autorități. Și după ce nu mai au autoritatea profesorului, au autoritatea politicianului, autoritatea alesului local, altă autoritate. Și se obișnuiesc ca altcineva să rezolve problemele în locul lor și să le spună ce să facă. Normal că nu vor fi implicați civic, normal că nu vor fi implicați politic în momentul în care nu a fost responsabilizat, nu s-a așteptat de la ei să intervină, nu s-a așteptat de la ei să semnaleze probleme. Dimpotrivă, au fost sancționați într-un fel sau altul pentru lucrul acesta. Trebuie găsit o formulă prin care să renunțăm la cutumele astea și să fie încurajat mult mai mult, încurajată exprimarea și gândirea critică în rândul elevilor. Dacă se poate, aș vrea să intervin și eu. Sigur. Mulțumesc. În primul rând, vreau să fac o observație cumva mai pozitivă, adică compar generația mea cu generația lui Rareș. Mă refer cumva la acea bază de elevi care studiază mediul urban, care au bacalaureatul, au urmat o facultate și pot să spun din experiența mea de om și de jurnalist care a vorbit cu mulți tineri că sunt niște progrese extraordinare, adică nu cred că mai vorbim doar de câțiva lideri, ci cred, nu știu, adică eu dacă merg în Brașov, de exemplu, la o cafenea și întâlnesc niște adolescenți, o să am surpriza că ei au o discuție foarte critică, adică mult mai critică și mult mai argumentată față de discuțiile pe care le purtam eu cu colegii mei de școală sau, în fine, prieteni de la bloc. Asta, cumva, repet, din punct de vedere pe partea pozitivă. Însă, că tot vorbim de lideri, ca să ai tot mai mulți lideri, trebuie să ai și o bază sănătoasă și cu riscul că s-ar putea să fiu văzut așa un pic mai socialistă, dar revin la educație și mă raportez la mediul rural, pentru că până la urmă jumătate aproape din această țară este rurală. În mediul rural, abandonul școlar este de aproximativ 40% până în clasa 8-a. Așadar, avem foarte mulți tineri care nu fac liceu, da? Adică ei, cum să zic, ajung la vârsta de vot și nu au nici măcar acele 10 clase obligatorii. Așadar, când vorbim despre tineri care nu au nicio perspectivă de viitor, care sunt analfabeți funcționali, din păcate, e puțin naiv să vorbești despre educație civică, educație politică, dorință de implicare, iar asta suprapusă cu un context de sărăcie în care, să zicem că trăiești într-o familie în care depinzi de ajutoarele sociale pe care le primești de la primar, pentru că ghiște în comunitatea respectivă nu există alte surse de finanțare, e puțin complicat și atunci cred că singura soluție ar putea să vină cumva de la nivel central, dar aplicată și grassroots, în sensul în care să ai niște profesori formați care să dea încredere copiilor, asta pe de-o parte, să efectiv să nu mai existe această impresie din start că oricum te duci degeaba la ei. Țin minte că am vorbit cu o profesoară care a predat într-un sat de romi, în fine, și cei de la inspectorat i-au spus că știu unde te duci, da? Adică să nu te aștepți că o să schimbi tu acolo marea cu sarea și că o să faci minuni. Deci, repet, pe de-o parte cred că este nevoie să formăm profesorii astfel încât ei să ofere mai multă încredere copiilor și asta să vină la pachet, iarăși o spun, cu măsuri sociale.
mediator școlar, asistent social, mediator sanitar. Altfel, repet, nu vom avea acea bază pentru toate comunitățile astea din mediul rural și vedem că la fiecare alegeri, aceste comunități, chiar dacă sunt mici, dar împreunate, dictează perspectiva și viziunea, mă rog, pentru care, în care vom funcționa noi, ca societate în întregul său, în fine. Mulțumesc. Constantin, nu știu dacă la tine mânuța e mai veche sau e mai nouă. Mânuța ridicată. E o mânuță nouă asta. E o mânuță nouă. Ok. Am să-ți dau avem puțin. Doar că de data asta mai mult de 3-4 minute nu te las, pentru că trebuie să facem un tur final după aceea. Din păcate, suntem strânși rău și dacă nu vrem să intre vreo altă întâlnire eventual politică peste tot, va trebui să finalizăm. Te rog. Așa, sunt absolut de acord cu tot ceea ce s-a spus și cred că exact ca în aventurile filozofice găsim pauzele una după alta care ne-au dus unde suntem. Adică la acest divorț între școală și gândirea politicului, adică de celălalt divorț între școală și proselitism, ăla ar trebui să rămână pe vecie, dar vedem că e doar așa parțial ăla. În schimb, celălalt pare mai veșnic. Deci cred că am văzut cumva sursele, dar vreau să mai spun un lucru și s-ar putea să sune foarte aiurea, dar vreau să-l spun că era și ideea asta la greș curajul de a spune adevărul. Adevărul e că școala românească e o glumă proastă. Și suntem aici profesori, o parte și o parte elevi. Unii dintre noi încercăm să o facem o glumă bună. Să măcar să fie prizabilă, măcar să oamenii să se simtă bine. Dar în genere școala românească este o glumă proastă, ineficace, care nu are treabă cu nici măcar cu vechiul mod de învățare în care urmai autoritatea. Nu mai are nicio treabă cu noul mod de învățare, așa cum vedem experimentele, nu știu, finlandeze, estoniene, lituaniene și așa mai departe, nordice. Nu are legătură cu nimic. Răul vine, cred că, un pic și mai din adâncuri. Una dintre probleme e faptul că noi profesorii suntem în bătaia vânt. Noi, din păcate, suntem la mâna unor decidenți politici. Mai mult poate chiar decât medicii și cu siguranță mult mai mult decât judecătorii și procurorii. Sistemul educațional nu a reușit să se autonomizeze în raport cu politica, da, sunt de acord că nu putem să le desprindem, dar să se autonomizeze măcar în statutul profesorului. Mă gândesc la modelul francez. Păi în Franța stăm și discutăm și putem rosti în numele lui Macron în toate pozițiile că nu are cine ce să-i facă profesorului dacă profesorul a făcut clar distinția între prozelitism politic și o discuție critică sau elogioasă politic. În România nu o să poți să faci asta și ne va fi frică tuturor. Eu n-am probleme la cursuri, la seminare să rostez numele unor politicieni, să vorbim despre niște fapte, totuși predau și filozofie politică, ar fi absurd să n-am voie să fac chestia asta. Dar sunt conștient că sunt mai degrabă o excepție, pentru că studenții mei uneori fac ochii foarte, foarte mari. Că pot să spun niște lucruri. Și ei nu înțeleg cum pot să spun lucrurile alea. Și zic, păi e simplu, nu-mi pasă. Cel mult pot să devin un erou. Cel rău îmi găsesc un job într-o corporație plătită 4 ori mai bine. Deci, de ce să-mi pese? Unde e problema? Dar îmi dau seama că e problema cu acest statut al nostru, care suntem în bătaia vântului și asta are un impact incredibil asupra elevilor, pentru că și elevii văd în față niște oameni care sunt în bătaia vântului și care nu se pot angaja până la capăt în nimic, pentru că la un moment dat cineva va veni de deasupra și se spună cum v-ați permis să... De exemplu, știți, e scandalul ăsta la Piatra Neamț, o piesă de teatru care era pentru elevi, gândită de elevi, la Teatru Tineretului. S-a trezit un tâmpit de primar, că nu pot să-i zic altfel, să-și dea el cu părerea despre teatru. Dar domnul primar probabil nici cu scrisul nu stă foarte bine. Ei, ceea ce i s-a întâmplat directoarei de la Teatru Tineretului din Piatra Neamț, Gianina Cărbunar, ni se întâmplă 9 zile. Ea a avut curajul și a mers mai departe și a zis, cine ești tu, domnul primar? Eu sunt una dintre cele mai tari regizoare din Europa. N-a spus asta, dar normal că noi știm chestia asta. Deci domnul primar s-o lase mai moale că nu se pricepe. Dar un simplu profesor n-ar putea să aibă tăria asta și poziția asta și nici n-am putea să le cere. Deci noi înșine suntem expuși și atunci reușim să arătăm această frică
elevilor și studenților noștri și ei o internalizează și o vor duce mai departe. Și uite, așa merge lanțul ăsta vicios nesfârșit. Mărturisesc, Constantin, că mi-a fost teamă să te întrerup și pentru că e foarte intens și interesant și adevărat, aș spune, ceea ce spui. Și pentru că n-aș vrea să mă acuze cineva de cenzură, pentru că ar fi fost ciudat să te întrerup în momentul ăla. Cred că nu sunt de acord cu o singură propoziție din ceea ce ai spus, și anume că un profesor n-ar avea curajul să facă asta. Eu personal cunosc profesori care au făcut asta și care continuă să facă asta și eu cred că sunt profesori care au curajul să facă. Însă cât de mulți sunt, cât de reprezentativi, cât de vocali și mai ales cred că și aici merită făcută o precizare. Cât sunt ei de aclamați, recunoscuți și, știu eu, validați de sistem, este o altă întrebare. Nu cumva oare de prea multe ori am învățat să ne iubim lanțurile și să-i arătăm cu degetul pe cei care ne spun că, uite, vezi, alea sunt lanțuri, nu scovoare roșii sau trese sau mai știu eu ce. Sigur, eu cred și sunt absolut de acord că fără să ne punem pe bune și de adevărate la întrebarea asta, nu vom putea schimba lucrurile în bine. Mai avem exact 5 minute și mai avem din fericire tot 5 invitații în Zoom. Așa că am să fac un ultim tur. Cu permisiunea Doinei și a lui Vali, astăzi n-am să le dau un cuvânt de final, pentru că suntem cu presiunea timpului puternic asupra noastră. Un minut și un ultim mesaj de la fiecare dintre voi. Vă ascultăm. Ioan, să începem. Mesajul meu de final aș vrea să fie că a nu alege este o alegere. Este o alegere care face ca opinia ta să nu conteze. Dacă n-ai ales, nu se cheamă că te-ai spălat pe mâini de responsabilitate, ci doar că ai ales să decide ceilalți pentru tine. Da, eu le-aș spune tinerilor să aibă curaj, pentru că sunt mult mai buni față de generația mea și față de generațiile voastre, dacă îmi permiteți să fac afirmația asta. Și în același timp, pe lângă spiritul ăsta de leadership pe care îl au și care e foarte important pentru a face acțiuni concrete și curajoase, i-aș ruga să aibă și empatie față de cei care poate nu au atâta îndârjire în a se implica politic, pentru că acolo s-ar putea să fie niște motive structurale care țin de mediul familial, de comunitate și așa mai departe. Mulțumesc, doamna doctor. Eu aș zice, am să aduc un cuvânt care nu place, nici mie nu-mi place, sincer. Și nu l-am folosit, cred că de foarte mulți ani, patriotism. E un cuvânt care sună cum sună. Pe de altă parte, constat că nu ne iubim. Deci nu ne iubim pe noi ca români, nu ne iubim pe noi ca specialiști, fiecare în domeniul lui. Cred că acest vot este și o dovadă de iubire pentru țara, fără de care n-ar exista nici lumea politică, nici absolut nimic, și pe care trebuie să o creștem totuși. Peste tot se vorbește doar urât. Românii sunt, medicii sunt, profesorii sunt sau nu sunt și așa mai departe. E un act de dragoste pentru țara asta totuși. Dar sună rău, sună ciudat, dar... Nu sună ciudat, nu știu. Asta e. Bine, într-un anumit... Că... Da. Într-un anumit cheie sună ciudat, dar efectiv asta ar trebui, nu știu, eu asta încerc să fac, să transmit copiilor mei, care mai au un pic până la vârsta votului. Constantin, un minut. Provocator ca întotdeauna. Nu am sfaturi pentru cei tineri. Așa cum am urât când eram eu mic să-mi dea cineva sfaturi, mai mic adică, nici eu nu o să dau niciun sfat. Cel mai bun sfat este probabil să nu asculți de nimeni și să încerci să experimentezi. Sunt de acord, orice non-alegere este o alegere, știm de la Jean-Paul Sartre chestia asta.
să aleagă orice și dacă simt că nu au pe cine să aleagă, să militeze măcar să putem cuantifica votul în alb sau votul negativ sau mesajele de pe buletinele de vot și alea să conteze la un anume moment. Asta cred că ar fi o schimbare interesantă, pentru că astfel o populație ar putea să dea vot de blam, nu vot pentru, ci vot împotriva tuturor. Poate asta, dacă vreunul dintre ei intră în politică și propun să aibă o valoare, votul alb sau votul negativ, eu voi vota cu acea persoană. Mulțumesc. Și așa cum e firesc, ultimul cuvânt e bine să-l aibă elevii prin reprezentantul lor, Rareș, te rog. Da, sunt complet de acord cu Constantin și am simțit așa, e foarte frustrant să primești sfaturi așa de la o entitate care știe mai multe și mai bine decât tine. Tot ce a spune este că dacă noi nu ieșim la voci, dacă noi nu ne implicăm pentru a pune în aplicare ceea ce ne dorim și pentru a contura societatea astfel încât să fie așa cum ne dorim, nu va fi. Adică ziua de mâine va arăta exact ca ziua de azi, ca ziua de ieri și ca ziua de alaltă ieri și vom fi prinși în acest perpetuum mobile temporal care se alimentează pe sine însuși fără a se schimba nimic. Adică pur și simplu, oricât de impersonal ar suna, nu se va schimba nimic. Dacă și mă tare îndoiesc că ai mei colegi de vârstă, de generație, își doresc ca lucrurile să arate la fel în continuu, în era în care totul se schimbă. Adică dacă vrei să nu mai vezi aceleași chestii în fiecare zi, ești la vot. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea doar să fac precizarea că eu n-am cerut nimănui un sfat, am cerut un cuvânt de final. Adulții au presupus că trebuie să dea un sfat, că așa e cu ei, sunt adulți și asta fac. Eu vă mulțumesc mult tuturor pentru discuția din seara asta. Iertare pentru finalul abrupt, însă v-am explicat contextul. Din punctul meu de vedere a fost exact ceea ce mi-am dorit, adică o întâlnire vie, pe bune, cu oameni care chiar își pun probleme, care au în general mai multe probleme decât răspunsuri definitive și certitudini, ori asta aș spune eu, cred că e cheia oricărei dezbateri reușite. Mulțumesc mult și rămâneți alături de noi și de activitățile noastre și în viitor. La revedere! Seara frumoasă! La revedere! Seara frumoasă! La revedere!